La ședința din luna august a Colegiului Prefectural s-au analizat problemele legate de stadiul pregătirii școlilor pentru noul an de învățământ 2016-2017, dar și situația lucrărilor de îmbunătățiri funciare din județul Neamț. Prefectul județului Neamț, Niculina Dobrila, a condus astăzi ședința lunară a Colegiului Prefectural, care a avut pe agenda următoarele teme de discuție: stadiul pregătirilor pentru începerea anului școlar 2016-2017 și informare cu privire la sistemele de irigații aflate în administrarea unității Neamț a filialei teritoriale de îmbunătățiri funciare. Din 344 de unități școlare din județ, doar 297 au autorizații de funcționare. Lipsa acestor autorizații e cauzată de absența unei surse de apă și nepotabilitatea acesteia. Conform informațiilor comunicate de Direcția de Sănătate Publică, autorizațiile sanitare de funcționare se acordă pentru fiecare clădire care aparține unităților de învățământ. Astfel, la nivelul județului Neamț, unitățile de învățământ dețin 344 de clădiri, dintre care doar 297 au autorizații sanitare de funcționare. Principalele motive pentru care nu au fost obținute astfel de autorizații se referă la lipsa sursei de apă și nepotabilitatea apei. În ceea ce privește securitatea la incendii a instituțiilor, există mai multe reglementări care trebuie respectate. În ceea ce privește autorizația de securitate la incendiu, reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență au informat că, potrivit prevederilor legale, Inspectoratul emite în primă fază un aviz pentru respectarea reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor adoptate în documentațiile tehnice de proiectare pentru construcții, instalații și alte amenajări, iar în a doua etapă, după finalizarea lucrărilor, acordă autorizația de securitate la incendiu, în baza căreia se certifică că au fost respectate cerințele esențiale de securitate la incendiu prevăzute în proiect. În județul Neamț, 33 de clădiri nu dețin autorizație de securitate la incendiu. Motivele care au condus la această situație sunt în principal cele legate de inexistența unui diriginte de șantier care să urmărească realizarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentația aferentă avizelor, constatarea cu întârziere după epuizarea fondurilor a nerealizării măsurilor de securitate la incendiu, realizarea investițiilor fără obținerea avizului de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență și termenul de realizare a investiției care este condiționat de demararea lucrărilor cursurilor în locațiile respective. Instituțiile responsabile cu eliberarea autorizațiilor, Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, au acordat unităților găsite în neregulă termene de remediere a situației. Instituțiile responsabile în acest domeniu al autorizării, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, au întreprins demersuri atât în sensul concilierii, asigurării de asistență tehnică și instruirii autorităților publice locale și directorilor unităților școlare, cât și executării de controle tematice și aplicării de sancțiuni. Discuțiile despre autorizațiile sanitare de funcționare a școlilor și despre securitatea lor la incendii se poartă de decenii înainte de începerea unui nou an școlar și apoi cele rămase fără astfel de avize încep totuși cursurile școlare și mai trece un an școlar tot fără autorizații și în anul următor discuțiile despre aceleași lucruri se reiau cu aceeași finalitate.